Doamna mama lui Snic, știați că fiul dumneavoastră fumează? Șacalilor, hai să facem 5.000 de like-uri, să mai filmeze mama cu mine, că am convins-o greu. Vă rog eu acolo o treabă, un 5.000, un like, o treabă, vă rog eu. Hai, vă rog eu, mama șacalilor. Sunt mare numeri, eu ce să fac? Am zis în episodul trecut să lăsați întrebări și ați lăsat undeva la 1300 de întrebări și am extras doar 20. Doamne, ca să, că dacă stăteam 1000, dacă aveam 1300, stăteam până mâine dimineață și-l filmam. Ca e mama, ați mai văzut-o mai demult. Prima întrebare. Ce părere a avut mama ta când ai aflat că faci YouTube? A fost de acord sau nu? N-am mai avut în control. Mai simt de când? N-am mai avut în control. Puneai mașina de spălat aici și nu puteam eu să fac treaba. Nu a fost de acord, practic. Asma, prea mic. Cum o cheamă pe mama ta? Are un nume de floare. O cheamă, o cheamă Viorica. Da. Câți ani are mama ta? Jumătate de veac, vrei să spun și mai mult? Are jumătate de secol, nu-i nicio problemă. Da. 50 sau 50? 50. 50 de ani. Doamna mama lui Snic, știați că fiul dumneavoastră fumează? A, te-am raza. Nu merg glumele astea cu mama, no, că... Nu, fumează, îl știu prea bine. Deci... Mama știe că eu beau doar apă și cam atâta, nu? Ai vrut vreodată să bei din biberon? Eu? Nu, eu, dacă... Întrebi mama atunci. Păi da, întrebarea e pentru mine adresată ție. Nu erau biberoane pe vremea ta. Păi tu beai din ce unde ăla? Inventase farfurile pe când m-am născut eu. Dacă ai vrut... Aba, ai băut doar apă. Normal. De-aia crescut, băiat frumos. Uite aici am random. Când te-ai apucat de YouTube, credeai că vorbesc singur? Când eu m-am apucat. Da. Prostie duc la medic. La psiholog. Asta-i mamă, că dacă îți faci acum Instagram și ți-am lăsat Instagram-ul, faci 1000 de like-uri ca mine. Mamă, numai pe Instagram nu sunt. Următoarea întrebare, am fost vreodată chel? Așa, chel până la 3 ani. Credeau ăștia că am nevoie ce mii. Na. Doamne, ferește, dă tare, să doar. Când a fost primul ei sărut? O, aleu, a mea, 30 de veacuri, de da, de mai știu de când de m-am născut. Da, era ca cu drag, eram la liceu. Eram atunci am zis mama că dacă vrei să cucerești o fată, îi scriei scrisoare, da. O puneai... Te dădeai acolo la gară. Poște, așteptai poștașul. Mergeai acolo la un telefon public, era fisa, o puneai. Dar în sat acolo nu era. Ei, fă liniște că filmez cu mama. Ei, ia să-mi dai tu chendamile. Care e cea mai mare frică? Șerpinul ăsta. Șerpinul, nu-i plac deloc. Și vraștele. Ce vraștele? L-ați vrut pe Luci? Doamne, din tot sufletul. Da. Acum o săptămână am întrebat-o și mi-a zis că de fapt ea voia fete. Și acum da, zice că o vrea. Da, da, da. Voiam două fete, da, dar ai și tu. Ce să fac? Na, și eu cum și acum am zis, doamne, ce bucuroasă sunt ca băieți. Normal. Care e cea mai mare năzbâtie pe care am făcut-o când eram mic? Ai băgat în mașină de spălat. Căutam peste tot. Luce, unde ești pe da? Da, da. Care a fost prima ta dragoste? A mea. A ta. Doamne, dar nu știu, eram în clasa întâia, nu mai știu cum îl chema pe... Eusebiu, cum îl chema? Păi nu, erau nume de astea și... Atunci erau... Nu mai mi-aduc aminte. Vasile, Ion și de astea erau. Mai știu, chiar exact numele. E puțin după al doilea război mondial. Știe mama ta că ai o iubită? Da. I-am spus de... De tot. De fiecare dată îi spun. Nu avem niciun secret. Nu trebuie să-i spun eu, își dă seama singur. Nu știu cum își dă seama. Ce ați vrea să schimbați la mine? La Luce, la mine. Ce vreți schimb la mine? Aia cu lenea și cu curățenie. Asta sigur. Mai trebuie să lucrez. La să mai lucrez un pic. Mai vrea mama ta să facă copii? Poate să vrea cu mine, nu mai sote. Bine că au rămas la doi. Deja unul era prea mult, dar o ținu să-l facă și pe Deni. Câți ani avea mama ta când te-a născut? 34. Nu 35? 34. Știam că e ceva cu 35 pe acolo. Alții la 34 de ani au deja copiii lor vreo 12 ani. La 40 de ani, tu aveai 20 de ani, eu deja eram... Erai destrăbălat de asta, de cum o făceai la 20 de ani. Bă, destrăbălat de mine. Cât de des îl bați pe fratele tău? Cum se răspunde la cât de des îl bați? Mai trag câte o scalță apă, așa-n fie? Bați așa, doar de amuzament, dacă ar fi pe adevărat, tu îți dai seama. Nu mă, că dacă îi scapă o gheoabă de asta... Dar nu, așa îi dau zilnic. Eu în fiecare zi, câte o dată. Bine, altfel n-ar fi viața, ar fi plictisitoare dacă n-ar fi un pic. Eu vreau să-l călesc, că dacă cumva îi dă unul... Bine că îl călești, că nu-i... Dar îl mut-o leacă. Că de unul îl paralizezi pe partea aia. Ai simțit jenat când aflam mama ta că faci video-uri pe YouTube? Încă mă simt jenat, dacă mă întrebi așa. Mă simt jenat în momentul în care le filmez. Cu ce vă ajută Luci prin casă? Asta e o întrebare în defavoarea mea. Asta da, e problema. Acum, da. Da, eu zic da. Da, mă, niciodată. Am un modul la meu, când o aud că vorbești, automat trebuie să-mi zic ceva și eu zic da aici, dar eu mă gândesc. Deci nu mă aud. Că se tată așa, mă gândesc. El spune doar da. Mulțumim pentru ajutor, mami. Crescu băiatul, mami băiat. M-ai strâmbat? Nu. Acum ai văzut. Dar nu te-am văzut. Să aștept de noi de ceva ce...
Crezi că e prima dată. Ai mă și pe părți, ai pe părți. Mulțumesc, mamă. Să crești mai, mamă. Gata, salut, pa, pa, aia a fost. Să fii în baftă, în baftă, mă. Am scris multe versuri, chestii treste, în limbaj sudic, nordic, estic, vestic. Nu, n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și Dorel, rupe.